Bună seara, dragilor! Cred că suntem în momentul cel mai important al lecției noastre, când George și Mihai vă vor prezenta modul în care se lucrează și se ajunge pe Prof Online. Da? Deci au dat acum... Ați pornit, nu? Da, am intrat. Ați intrat. Haideți să vedem. Să așteptăm un pic. Au apărut niște iconițe. Iconițele. Și acum noi o să dăm pe Google. Așa. Pe acesta sau pe acea vulpiță Foxzilla. Foxzilla pe acolo. Da. Hai să închidem. Vezi că acolo a apărut o fereastră care presupune... Eu ți-ți vă spun eu cum se face. Este un X. Du-te pe ea și o mărești. Și dacă apare X-ul, du-te cu cursorul pe ea, pe mijlocul ei, menuța, și dăm click pe ea. Așa. Și acum am închis din fereastra aceea de sus, pe X. Așa. Așa. Încă o dată și X-ul de acolo. Da. Și acum, ce s-a întâmplat? Ce a apărut acolo? Noi am apăsat aici unde este această... Și trebuie să scriem niște anumite mare litere. Pe Google. Hai să intrăm pe Google. Să stângem chestia aceea. Să stângem, George. George, ascultă-mă. Scrieți Google. Pe Google. Unde scrie Google-ul? Uite, fac că scrie aici. Google. 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 Nu, în direct enter, că e acolo. Google aici. Acum deschide fereastra. Și acum tastăm pe Google. Tastăm acolo Prof Online. Imediat. Să facem și mare iconița. Așa. Și scriem. Lasă pe să scriu mai repede. Scriu mai repede. Hai, te lasă pe George. Online. Așa. Proful Online. A apărut acolo Prof Online. TV, apicultură și mai mult. Noi ne ducem pe Prof Online. Acolo e link-ul important. Aici arată telefonul. Vă arată, da. Și nu numai acolo, și mai jos. Da. Aici pe pagina asta importantă. Și o defilăm, te rog, ascultă un pic. Defilăm ușor și hai să le prezint prima parte. Și aici, dragilor, vedeți video apicultură. Mai jos video matematică, apoi mai jos. Important să vedem toată pagina asta. Mai mergem jos, mergem și fi Fundația Prof Online și mai jos este Prof Online TV. Da. Și dacă îți dă click acolo, ia dați click acolo pe Prof Online TV. Unde ai dat? Da. Click Online TV. Da. Nu e nimic, nu se vede. Stai să vede. Imediat ne ducem acolo. Dăm click, se deschide fereastra în care veți vedea ce se transmite concret în clipa asta. Iată, pe Prof Online TV se transmite ceva despre apicultură. Un pic mai dă fereastra mai aproape. În alte momente... Nu știu cum să dă mai mare. Da? Ia dă-o tu mai mare dacă reușești. Dar așa este pagina. Prof Online TV, când de fapt acum vedem niște lucruri concrete din perioada în care stupina era afară. Voi ați fost astăzi la stupină. Da. Și ați văzut acolo foarte multe lucruri interesante. Stupina acum este la iernat, e băgat într-o magazie, dar vara stă așa în... ați văzut-o pe toată zona aceea, de colo până colo. Deci, vedeți cum erau împrășteați stupii, împrășteați. Așezați așa pe poziții, iar eu acum lucrez acolo la stupină. Hai să oprim Prof Online TV, să revenim în pagina cum oprim. Cum oprim? Știu. Dăm dacă vrem să așa. Dăm înapoi, apăsăm pe acesta. Și ne dăm înapoi la pagina anterior, pagina de bază, de unde a pornit. Și acolo mai jos mai sunt mai multe lucruri. Așa. Ia să vedem. Aici este video apicultură. Este un capitol numai cu apicultură, da. Dar pe voi vă va interesa video matematică. Da. Duceți cursorul pe video matematică și când... Nu, așa. Da. Și mărim.
mărim. Și iată, dragilor, că în clipa de față ați intrat în pagina lui Video Matematică. Și acolo vedeți niște ore când se transmite la Profonline TV, da? Aici. Și am ajuns la ce lecție acolo? 783. 783. 783. Și vedeți că în dreptul ei scrie la ce clasă facem referire. Da, aici scrie... 783, la ce clasă este? Aici e la clasa 4, mai jos pe și, aici. Și toate sunt clase, uite aici că sunt clasele care le-am făcut acum, ultima dată cu voi. Da. Deci, toate sunt cu clasa 4. Hai să vedem pe ultima. Hai să vedem pe ultima de sus. Ultima de sus. 183. Dăm click. Ah, cu Mihai. Da, e cu Mihai. Să vedem mai. Ia să vedem ce se întâmplă. Înseamnă că sunt lecții de aseară, nu? Da, sunt lecții, l-a spus. Da. Pe asta nu l-a spus, care l-am făcut noi astăzi. Acum așa. Dăm click acolo. Și așa vedem lecția cu Mihai. Sau cu cine o fi acolo? Mihai și Jordi. Așa, continuăm lecția astăzi. Însă am șansa să văd. Da, eu sunt. Am lecție clasa a doua. Mișu este și în fața mea. Învățăm formidabile, valoros și inimos. Mișu, te salut. Te amuzi, da? Da, amuzi un pic, se pute vocea mea mai pițigăiată. Da, da. Și așa vedem lecția asta. Dacă vreți să dați mai înainte, mai înapoi, știți cum se dă, nu? Știi. Ia să vedem. Să zicem că noi vrem să dăm înapoi, că ne plictisim de asta, că să ne mâncăm să poate și vine să dăm cu copil de clasă 2. Dăm pe aici, apăsăm da? Un pic și ne dă aici. Și de acolo începe lecția, da? Da, da, putem și cu săgețile, putem. Sigur că da. Dăm mai așa în față. Sigur că da, ia uzi. Ești la tabla cu mult tabla mulțiri. De acolo, nu știu eu foarte mult, dar... Da, dar important este că acum am descoperit cum am ajuns la lecțiile noastre, da? Să le țin bun, cap. Hai să o oprim pe asta, să ne întoarcem în copac. Și ca să o opriți, puteți să mai apăsați și asta și se oprește direct. Și apăsați... Da? Și haide să ieșim, să intrăm încă înapoi încă o etapă. Și să spunem, deci încă o etapă, se va închide și să vom intra exact la, așa, la lecțiile astea. Și acum, tragem de cursor, ne ducem și tragem de cursor, ne ducem lateral și ne ducem la lecțiile care vrem noi. Și la un moment dat căutăm niște lecții mai în urmă, unde vedem clasa a patra. Uitați, la mine clasa a patra. Uite. Mai jos, mai jos, mai mult. Sunt mai multe lecții făcute în... Clasa 11-a? Da. Clasa 7? 7-a mai da, jos. Pare... Vezi o clasa a 4-a undeva? Uite. Acolo, clasa a 4-a. Du-te acolo la repede. Vector operațiilor și ai ușor. Da, e așa e titlul, da? Să vedem ce am făcut acolo. Și... A, ce vremuri. Da, sunt niște vremuri frumoase pentru că aveți o șansă imensă. Există Prof Online, aveți cum să vă duceți la lecțiile voastre. Nu mai vă duceți să pierdeți timpul pe calculator aiurea. Și acum trageți mai sus. Și găsim acolo lecția. Da? Și acum să vedem ce facem acolo. Și hai să vedem la un moment dat. Unde era parcă aici? Ia, este altă tablă. Ce faceți voi? Ia să vedem ce facem. Doamne, ce grămădală! Puțin. De ce grămădală? Ia să vedem ce lecții frumoase fac. Ia. Ce multe numere! Ia. Ia să vedem la început să prindem gheșițul ăsta, că vreți să-l aflăm. Ce anume facem? Da, că ne-a dat mamă, nu știu la nivel mai avans. X este egal cu ușor. A, X egal cu atât. Făceam adunări și scăderi cu numere foarte, foarte mari. Cum ați văzut atunci în videoclipul. Ia uite, 100. Urmărim acum. Și tu ești cu căițelul în mână, hai să explic. Cu căițelul în mână și lucrezi cu Profonline deodată. Da. Deci așa se face, lucrăm cu Profonline deodată, nu stăm acolo să ne uităm. Și în clipa în care lucrăm cu el, cot la cot. Și ceva v-a scăpat, stop! Ai dat și mai dai, în o dată în urmă, ia fă tu, că zici că n-ai înțeles ceva. Da.
Apăs pe tastă. Așa, dă-i și un pic cursorul înapoi. Și reiei bucata asta. Și mă iei de la început. Vezi? Adică bucata ce un neînțeles o reiei. Și, nu, și proful meu nu se supără. Poți să-l pui, să-l pui de 100 de ori înapoi. Că repetă la fel. Repetă la fel. Și dacă la clasă de profesor se mai enervează și nu îndrăznești tu să-l întrebi 70 de ori, aici nu se supără. Și până înțelegi tu bucata, dar important este că vei găsi fel de fel de lecții. Ia butoiul acum mai în față, George. O să mutăm pe aici, pe la galben. George, dar e făcut-o tu. Iată niște probleme interesante cu A, A, 23, B, B, 0, nu știu da, ce. A, nu l-ai prins. A, B, deci o, nu l-ai prins, o, B. Deci nu l-ai prins de la capăt, ești. Te duci un pic mai înapoi. Așa, mai, nu, așa, acolo, pe acolo, să zicem. Așa, așa, așa. Bravo. Și să vedem unde, încă mai înapoi, că n-ai prins din momentul care ieșiți o început. Mai înapoi. Să vezi că mi-l dictează cineva. Așa. Ia uzi. Deci vede foarte repede că B egal cu A plus 3. Da. Vede, fiindcă numărul B, 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 atacă foarte repede fetița asta. Da. Și atunci spune că este vorba de cel mai mare B, 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 B și deci ăla va fi. Deci da, ea vede foarte repede chestia asta. Deci, asta vreau să vă spun. Trebuie să înțelegeți că proful online are foarte multe lecții și cum mii de copii în clipa asta ajung și stau și văd lecțiile acestea. Dacă până acum lecțiile ce însemnau, trebuie să vină meditatorul lângă voi, acum proful online este peste tot. Da. Ba, poate fi subtitrat în română, în engleză. Și mai mult, duc în toate limbile. Da, să fie cu. Deci iau variante, A egal cu 1 și B este 4. Asta face și eu. Da? Nu toate variantele. Mă conduce fetița aceea foarte tare. 4444. Avem acolo 4444. Da. Și primul, 1111. După cea mea. No. 13. Minus 45. Se mai nou. Păi nu da. Să da. Nu poți să depășesc. Nu poți să depășesc o cifră. După aia, dacă eu pe cea mai B, scădem din B din 9 pe 3. Da? Și ne trebuie. 6, 7. E mami. Mama fetiței acolo. Are voce din cu mâna. Da. Trei, trei, trei. Trei, trei. Trei, trei. Trei, trei. Fetița se atacă, deci mai e egal cu 2. Mai
1525. 5555? 5554. 55. 1232. Diferența este cel mai mare și cel mai mic. La fiecare dă același fantastic rezultat. Da. E fantastic. Știu, la fiecare dă același rezultat. Pare să întâmple tot timpul așa? 3, normal. 3. De ce? Asemenea, știam și eu. Este ca și cum o șmecherie. Pentru că crește și aici, dar și aici crește. Asta este mâna 3 unități. Mă rog mai mare. Păi teribile crește. Crește și descăzutul și scăzătorul. Și trebuie să aflăm diferența cea mai mare. E... este aceeași? Da. Și care sunt perechile de numere care asigură asta? Foarte ce nu știu să facă exercițiul ăsta? Că nu știu, știau tocmai. Suntem la atac, suntem la o problemă care citim pentru prima dată, cum ne s-a întâmplat și nouă. Deseori avem probleme pe care... și situația cealaltă. Da. A egal cu 3. Avem aici demonstrația. Da. Da. Ce faci? Pe ce frumos este George. Ce frumos. Ce frumos discută. Da. În baza 10 scris, da? Da, da. Fiecare... dar cifre identi. Și când vă gândiți că ați urmărit prea mult, vă vedeți aici. Aici că George, că demonstrăm în general acolo. Da, aici am stat o oră, 7 minute și 22 de secunde. Da. Acum e momentul tare, George. Și tu, Mișu. A plus 3 ori 1000. Plus A plus 3 ori 100, plus A plus 3 ori 10, plus A plus 3. În baza 10. Da, da. Plus A plus 3. Da, deci, dragilor, se poate învăța 100 plus A, plus A. Da, și lucrăm distributivitatea și face treabă. Deci, iată că se poate... Trebuie cu 1000 să ia... Trebuia să aflăm... Așa, și face...
când distributiva fac acolo, vă urmăriți, urmăriți calculul și veți vedea toată rezolvarea. Deci așa ce fac eu acolo? Sunt lucruri pe care le trebuie. Nu, aici la 4-a, mă. Și la 4, dar la 5-a sunt și acolo. Scrierea numerelor în baza 10. Păi, mai Marian, încep din clasa 2-a, 3-a. Da, cam așa. Deci acum noi nu facem altceva decât să facem ieșiții pe baza cunoștințelor respective. Deci copiii aceștia sunt în clasa a 4-a și o să vedeți ce probleme frumoase găsiți. Așadar, haideți să oprim aici, că nu stăm să vedem toată lecția. Da. Numai m-am arătat și anume puteți vedea. Deci voi, din cele 780 și ceva de lecții, vă alegeți pe cele de clasa a 4-a, nu? Da, adică așa, ne întoarcem înapoi. Cam așa. Nu știu câte ori fi. Veți vedea voi câte sunt. Cert este un lucru, că hai să întoarcem din nou. Să se încarce. Se încarcă acum, da. De matematică, da. Ne ducem la cursorul. Da, m-a întrebat ce-o fi asta. Ia, intrați acolo la fundații. La fundație, da. Clic acolo și se intră într-o altă pagină în care veți vedea Fundația Prof Online. Fundația Prof Online este asta. Și trageți de cursor să vedeți acolo că găsiți lecții deja puse pe clase. Uite aici clasele a... Clasa 0, 2, 10, 11, 12, 4. A 4-a, mă, e de deodată a 4-a. La 4-a. E de la 4-a. La 4-a. Și pe 2 pe care sunt ce sunt. La 4-a. Și la 4-a, trage de cursor și vede clase, numai clasa a 4-a și toate lecțiile sunt puse. Uitați, pe a mea, era sus a mea. Da, sus. Sigur că da. Nu, asta pe a mai puneți, că mai avem câteva. Sigur că da. Să dăm pe penultima. Eu sunt aici, să știi. Dacă spun... Eu sunt aici, nu vezi calculele cu râul ăla? Vezi, gata. Deci le găsim și la prof la fundații. Da. Deci fundația se începe să se încarce cu lecții, dar nu sunt toate acolo. Pe clase. Deci eu de aceea fundația va deveni ceva care va încărca foarte bine, că dacă acolo sunt toate la un loc, aici le găsești pe clase. Mm-hmm. Ai înțeles, George? Da. Da. Acum să ne gândim și la videoapicultură. Hai să și la videoapicultură, măi. Hai că e important. La videoapicultură. Da, de ce nu? Da. Încă o dată, întregem înapoi. Da. Se încarce. S-a blocat. S-a blocat? Poate. Nu, că nu mai putem da înapoi. O să ajung la margine? Dar ce acolo? Da, am ajuns aici. Dar ce? E fundația. E fundația. Apasă X, trebuie să apeși X ca să... Stânge fundația, stânge fundația, da? X pe fundație. Și am intrat... Așa, da. Stângem și asta. Stânge și pagina cu proful. Și adungem la... Și am intrat aici și aduci la video pe apicultură. Și acolo. La videoapicultură sunt numai lucruri cu apicultură. Da. Și aici sunt biostupul pe care l-ați văzut voi și trageți un pic, să vedeți. Lecții foarte, foarte multe. Trageți, trageți, trageți. Aici. Școala de apicultură video. Așa, aici stupul, versiunile toate, dacă trageți, cred. La diversi care sunt în țară. Așa arată stupinile lor. Deci ei au cumpărat biostupii de la mine, sunt acum stupine în țară și așa arată, sunt multe stupine, așa, sute câte de stupi. Câte like-uri? Ce sare like-uri? Like-uri, date la videoapicultură, probabil. Da, vizitator, mamă. Like pe pagina de like-uri, Facebook. Da? Și scrie acolo Facebook, și aici are legi. Că sunt? Video apicultură 2500 de... adică... abonați? Nu. Like-uri pe pagina dumneavoastră. Da. Adică 2,5K. Asta înseamnă, imediat să calculez eu, 25 de mii de like-uri. De așa, mii de like-uri. Da. Hai să vedem ce este. Hai să vedem. Nu cred că vrea să zică să dai like. Nu, aia le număr acolo, câte sunt în momentul like de față. Păi uitați acolo. Uite, pagina de like-uri. Facebook, vedeți? Aaa, n-aveți.
Trebuia să puneți codul de e-mail. Ai pus acolo, nu știu, Cristi știe toată povestea. Hai să revin acum. Aici sunt, dacă vreți voi aici, sunt toate cele care mai dă, tragi de cursor un pic, du mai jos, invers, așa. Și acum încep lecțiile. Vezi acolo, ultima lecție, hrănirea în folii dublu, nu știu ce. Pe urmă, mai jos, mai jos, mai jos. Da. Trebuie să fie și lecții de apicultură ce cu zi? Copiii. Uite, despre... Ce spune? Uite, aici zice, curs de apicultură pentru cei mici. Ia, da, acolo, curs de apicultură pentru cei mici. Că spuneam astă vară. Asta? A, da. Asta? Da. Să dăm să vedem. Așa. Curs de apicultură. Să vedeți, voi câte frumusețe. Matca, albine... Da, de trage. Așa. Și acum dăm click. Să face mare să se vadă mai bine. Uite. Da, da, copii cu moaștere, se lucrează. Cum sunt îmbrăcați toți? Ce frumos sunt îmbrăcați. Au ei sau tu ai? Nu, ei. Ei am dat sunt îmbrăcat cu... Asta e fetița aceea. Asta sunt cele două fetițe ale mamei. Astea? Da. Să închidem. Ia-o leac mai tare să vedeți ce spune. Uite cum avem, cum s-a așezat. Da, ți-am povestit cu asta. Da, da, da. Înainte aveți să fie aici. Așa. Am constatat că nu a acceptat nici cum. Deci n-a acceptat nicio clipă să fie, să fie acceptat. Deci albina n-a dorit-o. N-a dorit-o. Nici după două săptămâni, înțeleg. Nici după două săptămâni. Dar poate că acum mai multe săptămâni. Între timp am luat-o și am dus-o în altă parte. Deci așa stau linia asta, linia și plus linia cealaltă. Deci da. Stăteau stupini... și chiar acum nu mai nu sunt da. Stupii aici. Da. Sunt într-un depozit. Hai să oprim. Cu ocazia asta v-am arătat cum să ajunge foarte ușor la lecțiile noastre acolo și putem învăța și putem învăța cu calculatorul, da? Închidem toate paginile. Închidem toate paginile, să ne oprim. Așa. Este deja 10 și... 40, adică nu? Adică aproape ora 11. Aproape ora 11 ne oprim și noi. Eu vă mulțumesc.